O femeie în vârstă de 24 de ani din Zalău a fost preluată de către ambulanță și predată serviciului de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Zalău cu diagnosticul de lipotimie la scurt timp după ce femeia a donat sânge. În momentul de față, pacienta este supusă unor investigații medicale pentru a determina cauza leșinului.